Intenția companiei Moltelecom de a instala o antenă pentru telefonie mobilă în comuna Ocnița încă nu a ajuns să fie realizată. Aceasta chiar dacă lotul de pământ cu destinația respectivă a fost procurat în anul 2010. Pe motiv că ar putea fi iradiați oamenii din satul Ocnița, categoric resping ideea de amplasare a antenei de telefonie mobilă în preajma caselor. Pentru ei nu contează faptul că vecinii din satul Maiovca, cu care sunt într-o comună, așteaptă de mulți ani instalarea acestei antene ca să aibă și ei acces la internet și acoperire mobilă. Pentru a impulsiona soluționarea problemei, locuitorii satului Maiovca au invitat primarul și reprezentanții de la Moltelecom la o adunare, în cadrul căreia să le explice care este motivul că ei până astăzi nu au acces la internet și acoperire mobilă, deși cererea este depusă de mult timp. Sunt șef serviciu comercial pe regiunea Iedniț, Preceni, Ungheni, Dundușeni. Colegul meu, șef serviciu tehnic, Alexandru Lunga, tot pe aceleași raioane, șef serviciu, reprezentanți Moltelecom, după cât știți, da? Și ca să începem așa o discuție, aici apare o problemă tehnică, o problemă tehnică care până la moment nu am putut să prestăm un serviciu. Reprezentanții operatorului de telefonie mobilă susțin că ei în câteva luni își pot onora obligațiunile privind instalarea utilajului tehnologic necesar pentru asigurarea în sat a internetului și telefoniei mobile. Pentru a realiza lucrările necesare, întâi de toate trebuie să monteze antena pe locul stabilit. Totodată, agenții economici nu dispun nici de autorizația pe care urmează să o semneze primarul localității. În acest context, locuitorii satului Maiovca acuză primarul că acesta ignorează doleanțele lor. Noi suntem gata să construim aici rețeaua de fibră optică, tehnologia nouă GPON, prin fibră optică la fiecare client în casă. A fi viteza mare și calitativă. Și depinde de acoperirea cu tehnologie unitate 3G și internet mobil. Noi ne luptăm cu primăria Comunei Ocnița din anul 2010. A fost procurat lot de pământ pentru construcția unui turnului și dezlocația echipamentului pentru antena. Și până acum, în ziua de azi, noi n-am primit niciun certificat de urbanistică din partea primăriei. A fost prezentat și proiect, și documentația tehnică, și documentația din sat închis, care permite construcția BTS-ului. S-a plătit, s-au trecut 7 ani de zile și noi nici cum nu mișcăm din loc. Din cauza că primăria refuză și semnează certificat de urbanistică. N-am nimic să vedem, doar dumneavoastră v-ați adresat să venim la noi, să noi să venim la dumneavoastră. Noi venim cu argumente clare. Este loc cumpărat. Avem intenția, știm că sunteți mulți, suntem vreo 30 de oameni care vreți internet și televiziune. 42! Uitați-vă! Dumneavoastră sunteți mai mult ca în satul Ocnița. Noi avem intenția să vă construim. Vrem doar susținerea dumneavoastră. Mai mult nimic. Nu sunteți afectați financiar absolut cu nimica. Cum vedem certificatul de urbanism de la primăria satului Ocnița? Când ne dă voie să punem antena acolo, cum noi vă promitem, adică real, cum am promis și satul de Ingeni, că punem antena care am pus-o acolo și construim fibra optică, vorbiți cu primarul sau cu Ingenul cadastral de Ingeni și vedeți că el m-a sunat pe mine și domnul Alexandru și ne-a mulțumit că le-am ținut de cuvânt. Asta vreau să o facem cu dumneavoastră. Зверны бомбы. Мои мурска и тебя вам мерзами. Уйдет, уйдет, скажет. Фыры с фады, фыры не миг, спать и гасит лимба коммуна, фыры с фады. Не же дзем фрумос, тема вам мерзи и лемури, мои вам мерзи. Штет лоб есть антенны.
Mă numesc Popov Snejana, sunt din localitatea Maiorca. Avem o problemă că nu avem acces la internet mobil. La internet, în deopște, în sat, nu avem acces și nu putem hotărâ întrebarea aceasta. Și avem o problemă mare, fiindcă majoritatea au rude peste hotare, au copii, au părinți și nu avem legătură de Skype, de Viber. Așa e părerea mea, dar nu știu, mi se pare că e unica localitate din Republica Moldova care nu are acces la internet. Nu știu. Și aș vrea ca să hotărască întrebarea asta într-un mod legal, liniștit și în plusul nostru. Asta e tot ce pot să spun. Și iată, ieșim la a doua adunare săptămâna aceasta și nu e nicio hotărâre. Nu știm ce să facem, cum să procedăm mai departe. După listă suntem 111 locuitori, cereri pentru internet sunt 42 de cereri. Primarul Victor Manuil este ferm convins că acționează conform legii și este de partea tuturor oamenilor din comună. El explică refuzul de a semna actul corespunzător, dat fiind că locuitorii din satul Ocnița, unde trebuie să fie instalată antena, sunt împotriva amplasării antenei. Acest conflict a luat amploare după întrunirea la inițiativa primarului a oamenilor din satul Maiovca cu cei din satul Ocnița. Ocnițenii au insistat că nu vor permite amplasarea antenei la ei în localitate. Ei consideră că această antenă le va pune în pericol sănătatea. Casa de cultură, vreau biserică făcut, noi vreau altceva, nu vreau antene. Noi vreau drumuri și făcute pentru lume. Vreau lemne pentru bătrâne ca să aibă mai ieftin, să aibă și trăie și tot așa. Dar așa și cine trebuie nouă antenă, că noi avem tăcere, cine trebuie. Iesc în râpă, dar antena ne-o pune nie sus, așa, pe dâmpa. Poate el nu încurcă, Nica, eu nu știu, eu încurcă, nu încurcă, dar eu asta pe mine o să mă ușit de moral. Morala să mă ușit de tătă doamnă, să mă ușit în grădină la dânsa și eu să morala să mă ușit. Ne spuneți din ce localitate sunteți? De aici ne-am lăsat. Dar la mine grădina așa e ca la nevastă, așa e, chiar e lângă, așa e, lângă, pentru și trebuie, lângă stanții cei care s-o pui ei. Eu cum sprăiesc, cum sprășesc acolo grădin, gradiați și ei, și așa, la tinerie, că măi mai bolnav, mai e, vreau internet și așa mă țel internet, pentru și dacă e așa stă, pui, pui, vreau numai lângă noi, aici, în deal, noi nu vreau. Edilul comunii a venit cu propunerea de a expedia o scrisoare prim-ministrului care să-i ajute ca și în satul Maiovca să fie acoperire mobilă, iar cei din satul Ocnița să nu fie iradiați de la antena instalată. De a soluționa soluția, eu aș vrea să găsim un compromis, o adresare față de guvern, ca să nu sfădească lumea din sat, adică noi suntem comună, satul Maiovca și satul Ocnița, e o comună. Și n-ați vrea și conflictul ăsta, zgățăm un numitor comun, o adresare față de guvern, să ne dăi, strămutăm locul de antenă, unde este gălăgii, strămutăm altă parte locul de antenă. Asta e soluția tot. Și lumea să aibă și așa să-ți făcut. Asta e soluția care trebuie să știm la ziua de azi. Ha? La nivel nu căută, dă de ziua și vă sfadă. Că nu-i de o anul, vă câteva ani zile ne sfădim, oamenii ăștia vin și vină, eu știți, nu pot sta aici în oficiu pentru... Doi ani și ceva trebuie și vă, da. De când au cumpărat pământ și ala, da. Și ați vedea așa, o adresare față de guvern, oamenii ce ies la conducere, toți capabili, știu, o hotărâ întrebări, nu o hotărâ, dar și întrebări mixte, cum a noastră, dar o hotărâ, mai ceva întrebări și s-o hotărâtă. Cred că asta noastră ar fi soluționat și făcut corect. Eu a zice așa, nu trebuie să ne sfădim, nu trebuie să zicem că conducătorii cu tare nu-i bun, conducătorii cu tare nu-i bun, așa nu-i bun. Noi n-am făcut nici o adresare, dar vrem să soluționăm întrebarea, așa? O facem o adresare față de guvern și vă dă o garantă. Dacă n-ați și vă soluționat, să mă ieși pe locul. Cum credeți, în cât timp în satul Maiovca va fi internet? Uite, eu urgentez cât mai repede și să le dovedesc la oamenii ăștia, să nu fie idici de care nu sunt primari, dar dăm ei scriu că sunt primari. Ați văzut, eu v-am arătat. Ei dăm scriu că el e primariu și echipa lui. Nu scrie că la viitoarele legeri am scandidat-o și da scrie. Eu vreau așa ca să fie soluționată la un nivel cât mai real.